În zilele noastre sunt mai mulți poeți decât cititori, iar apele tulburi care ne inundă sufletul ne îndreaptă spre o cu totul altă direcție față de cea prea frumoasei poezii, care poate fi numită pansament de suflet, de inimă rănită, sau poate fi numită cântec, poate fi numită nostalgie, și câte alte nume pentru botez nu am putea pregăti să îi atribuim acestei scrieri care curge din condeiul poetului cu sânge de suflet, de inimă, de glasul înmuiat în gânduri de dor, în speranță, în lumină, și care se numește poezia. Mă întreb dacă mai este nevoie de poezie. Ce poet nu s-a întrebat aceasta? Cui mai folosește? De ce se mai scrie poezie atâta vreme cât totul e la vedere? Cine mai consumă poezie? Mai poate trăi un om prin poezie într-o lume consumistă? Acestea sunt întrebări care ar putea lăsa un semn de întrebare în sufletele cititorilor. Dar care cititor, mă întreb? Unde sunt ei? Îmi închipui că ar fi un cititor pentru mine. Aceasta înseamnă că acela care scrie cu inima, cu sufletul, consumând întreaga sa energie, merită să continue să facă această acțiune. Ah, ce dar, ce neînțeleasă se vede a fi mintea poetului atunci când el îndrăznește să măsoare profunzimea gândirii. Mă destăinui, arătându-mă pe mine. Eu mă număr printre cei care scriu versuri. Cuvintele mă ascultă iar și iar. Mi se supun, îmi cântă la ureche, toate se pun la sfat și cu vot majoritar hotărăsc să mă ajute să îmi creionez cele mai frumoase trăsături. Se îmbulzesc, încearcă să îmi sară în palmă. Uneori vin două, trei, simultan, alteori pe rând și ce mult seamănă între ele. Le privesc, sar precum vrăbiile, țop, țop. Din doi în doi, le iau bucată cu bucată și merg mai departe. Construiesc un castel. Construcția mea este în floare, merge atât de bine. Mai ridic un zid și încă un zid, supraveghez totul, păstrez ordinea numerică și alfabetică, exact așa cum se păstrează, într-o ordine impecabilă, așezarea fraților mei în scripte. Privesc de la stânga la dreapta, nu obosesc, măsor totul, caut lungimea, lățimea, înălțimea, cărămida este bună, dar vreau să văd cât de drept e zidul și ce rezistență are. Privesc iar în stânga și în dreapta, nu obosesc, măsor totul și mai pun un rând, încă un rând peste altul și încă unul și din întreaga zidire nu cade nimic. Totul se leagă, izbutesc. Iau vârful limbii și măsor primul rând. Ta, 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 ta. Al doilea rând. Ta, 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 ta. E bine, în fiecare zi, în parte, schimb măsurile. Construcția este bună. O miruiesc ca să poată străluci, să poată radia în ochii celor care vor veni, să privească, neobosiți, castelul. Zică, mă înalț să scriu de viața mea. Viața poeziei din mine se întrupează și ochii ei lumină din gând în orice zi. Din primii zori ai zilei și până după amiază, ca soarele ce-și varsă culoarea pentru a fi. Prezența ei e vie, o văd ca pe o regină, cochetă și gingașă de un șarm nemai văzut, ce vine și se arată precum o zi senină când sufletul mă doare sau șade abătut. În versuri las visarea trăirilor de o clipă și anii mei vremelnici pe firul unui gând, scoțând din amintire trăirile, risipă cu pana ce își întinde aripile pe rând. Mă înalț și scriu de viață, visând la fericirea care plutește în aer ca un parfum divin, vărsând în pana mea cenușa din iubirea pe care o trăiesc sau nu o mai dețin. Mă văd scriind adesea trăirea efemeră care în flăcări ține cuvintele arzând, în glasul plin de patim,
precum o baiaderă și în dansul unei clipe o vezi prin timp trecând. Ori scriu despre natură, de domnul sau de țară, de mamă ori de frați, de gânduri, de copii, de inima nebună ce ar vrea din piept să sară. Și fac din viață templu zidit din poezii. Castelul este în construcție. Imaginați-vă un copil nelegitim furișat în mijlocul cuvintelor, puse alandala pe care începe să le potrivească ușor, ușor, ca să poată întregi imaginea fiecărui puzzle în parte. Ce joc! Ce joc frumos! Ce joc frumos! Ce mai? Îmi pare a fi poezia jocul minții. Și câți nu sunt ca mine? Și câți nu sunt ca mine? Semăn sau nu cu dragii mei frați de condei, mă declar sora lor și mie îmi pare a fi poezia jocul minții asemeni lor. Și câți nu sunt ca mine, nedeclarați, neajunși, nerecunoscuți. Recunoscuți sau nu, adevărul este că numai poeții pot să împreuneze cuvintele, făcându-le să strălucească prin poezie, folosind aceleași cuvinte de fiecare dată diferit, schimbându-le sensul sau asociindu-le, fiindcă ea este cel mai grozav puzzle făcut vreodată de om, omul poet, care nu contează cum arată. Nu are importanță dacă este frumos, înalt, subțire, mustăcios, dacă poartă părul împletit sau are plete lăsate pe spate, ori dacă are barbă sau dacă este ras, contează dacă este bărbat sau femeie, nu contează dacă locuiește la sat sau la oraș. Tot ce contează este menirea lui. El este aici ca să scrie și scrie, scrie divers despre viață, despre moarte, dragoste, despre copii, despre natură, despre prieteni, despre politică, despre folclor și despre câte și mai câte nu scrie el atunci când creează imaginea fiecărui tablou al poeziei. Și pentru că poetul nu contează cum e, întorc textul pe dos. Poetul azi nu contează. Cum arată? De unde este? Nu are importanță. Ce contează dacă este frumos, înalt, subțire, dacă poartă părul împletit sau are pletele lăsate pe spate, dacă are barbă sau dacă este ras? E poet. Ăștia au stilul lor. Boem. Dacă este bărbat sau femeie, ce contează? Dacă locuiește la sat sau la oraș, ce contează? Tot ce contează este să scrie. Asta este treaba lui. Să scrie. Divers. Despre viață, moarte, dragoste, copii, natură. Despre prieteni, despre băutură, despre politică, folclor și despre câte și câte o mai ști și o pofti sufletul lui. Să scrie. Trag linie și zic. Este el poetul, brutarul sufletului? Dacă scrie, este înțeles? E iubit? Îi e căutată scrierea? Dă cineva 2 bani pe munca lui, pe truda lui, pe viața lui consumată, pe cuvinte? Dar dacă nu se mai jertfește, nu tot aia este? Oare își închipuie cineva poetul scriind? Ce face el atunci când scrie? Se pune pe gândit? Ce face? Stă, așteaptă, analizează, visează, obosește, adoarme, se trezește, mai scrie un cuvânt, se mai gândește, mai citește, mai poate, mai vrea să fie ce e? Oare ce face el? Cum face el ca să apară poezia? Când scrie, pleacă la lucru sau pleacă la joacă? Oare poate să plece la joacă pentru că poezia e un joc pentru minte? Este un joc cu o descărcare de imagini interioare acumulate din surse externe? Cât este de înțeles? Până în ce punct al normalului este înțeles poetul?
Dacă un poet publică multe, multe cărți, e grafoman, nebun sau normal la cap? Dar dacă are doar 5 cărți, este un poet salvat? Este cu mintea întreagă? Spuneți-mi voi, nu-i așa că poetul merită să-și umple viitorul, dacă este dat, cu diverse, vorbit la telefon, ascultat muzică, urmărit la TV, chestii. Aștept răspuns la umbra mea de vers. Vedeți cum mintea poetului o ia de-a rostogolul? Mulțumesc tuturor celor care au înțeles mesajul. Așa cum trebuie. De aceea spun, poetul piere ca o amintire pe caldarâmul vieții întortocheat, lăsând pe umbra viselor o floare dintr-un poem cu vers împerecheat și îi curg dintre scrisorile albastre cuvinte gri cu suflet ostoit să înflorească singure între astre, ca un blestem al vieții altoit. Cuvintele îi apun ca o idilă pe la amiaza singurului gând, în care de durere și de milă scrisorile pe vise vii se vând, din scoica lor se întorc în cimitirul, cu ani ascunși în gropile cu vii, trăgând sfios spre ziua coviltirul de nopți pierdute printre poezii. Poetul călătorește cu sufletul în căușul minții și acumulează pe traseu informație din imaginile apărute pe calea sa. Informația se transformă în idei, ideile sunt transpuse poetic în vers, versul își continuă drumul părăsind poetul. Aici apare minunea. Aceasta este nașterea. Aceasta este nașterea, viața care se prelungește din poet exact așa cum pruncii continuă să fie, prin intermediul mamei care i-a născut. Ei capătă identitate asemeni versului. Ei sunt ei, fiii lui, exemplu, Maria, iar versul este vers și el cu identitate proprie, dar la fel de identificabilă, el fiind al poetului X. Pe acest traseu, poetul își pierde importanța, el nu mai contează. Atunci când versul se așează strălucitor în fața acelora care îl citesc, poetul se retrage în sine, dar există, chiar dacă în plan fizic nu mai este. El e, dar se face mic, 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 mic de tot, ajunge ca un punct abia vizibil pe o hartă. Norocul lui este că harta este albă și dintr-o dată oricine ar privi acea hartă nu ar putea vedea nimic, nimic altceva de pe ea decât pe el, acel punct. Este un fel de recunoaștere, adică a spune, acesta este versul poetului X. Atunci începe să capete formă în mintea acelora care îi citesc versul. Poetul nu are granițe, nu suportă bariera timpului și nici a îngrădirii lumești. El este un spirit liber, un cugetător care aleargă cu gândul, lăsându-și imaginea lui în oglindă, pentru ca mai târziu oricine îl privește să poată reflecta la omul care își creează singur portret liric, descoperindu-se succesiv în toate etapele vieții, în nenumărate tablouri. Poetul se coboară pe sine din fiecare tablou ca un fenomen, ca un suflet călător, într-o fidelă dedublare și se face călător cu fiecare trăire, pe care o așează liniar sau sinusoidal în realitatea în care acesta se află imaginar.
fiecare viziune din universul său poetic, o aduce înaintea ochilor noștri, pentru a-i descoperi frumusețea tabloului pe care îl înfăptuiește, dându-i culoare din propriul sine, căutând să aștearnă în fiecare câte o lacrimă de lumină. Dacă trecerea timpului peste unele momente grele este răspunzătoare de unele procese în vindecarea noastră, eu aștept timpul să se legene într-o luptă de supraviețuire. Timpul vieții efemeric. Timpul vieții efemeric circula doar cu mașina, cu viteza care astăzi depășește și lumina. El era prezent continuu, însă și-a săpat mormânt de când și-a înfipt secunda într-o limbă de pământ. Ieri, din ramurile vremii când se împărguia prin clipe, scutura rodul spre mine din prea scurtele aripe. Eu, prin bezna din odaie îl priveam cu ochii goi, dar o lacrimă de ploaie a rupt lanțul dintre noi. Lui e frig printre cuvinte, prin a sângelui ruină, ca în înlăcrimata vreme care plânge și suspină. Inima îi bate foarte, ochiul e insomniac, chiar de-i lumină privirea și-i miroase aliliac. Simt că undeva îl doare. Are inimă și glas, dar cu ultima putere eu mai fac spre el un pas și-i văd trupul efemeric sub un maldăr de pământ cu toți colții înfipți în mine, în al clipelor mormânt. În durerile carnale nu am timp de agonie, și în tăcerea cea adâncă îi recit o poezie, că-l cunosc, că-l știu, îl văd, e ca flacăra dorinței, care stă ascunsă în colțul din tăcerile ființei. Ea e glasul dintre vise, care mi-a deschis retina în odaia unde timpul și-a înveșmântat lumina. Eu, din ramurile vremii, i-am permis să smulgă clipe, dezlegând a vieții umbră, de prea scurtele-mi aripe. Sufletul e o primăvară. Din adâncul meu ființa își croiește azi cuvântul și îl zidește prin credința că nu-l va înghiți pământul. Sufletul e o primăvară, cântec alb, mărgăritar, ce mă înalță și coboară în al vieții lăcrimar. Câte clipe fermecate, câte stele, câte gânduri n-au trecut să mă împresoare și le-am scris în mii de rânduri. Câte vise nesfârșite, cu aripi de porumbiță, n-au rămas înmirezmate printre flori de lămâiță. Din adâncul meu, ființa clocotește ca un soare, scrie, cugetă și cântă, e un boboc de mândră floare.
are gânduri, are vise, are ochi de căprioară și în inima de clipă ea miroasea primăvară. Apele îi curg la vale, munții îi se înalță în stele, florile îi cresc pe creste, precum gândurile mele. E viața asta ca o apă repezită. E viața asta ca o apă repezită ce se prăvale dintr-un vârf de munte și te trântește fix într-o clipită, lovindu-te din tălpi până în frunte. Îți ia cu ea și forța și curajul, îți ia nădejdea și nu-ți dă nimic. Apoi în urma ei îi vezi iajul și te observi în ea cât ești de mic. E viața o continuă oglindă în care vezi cum omul-i trecător, în timpul care clipele-și colindă. Cu glas de harpă și de urător. E viața ca un arc ce se întinde peste trăire, ca un pescăruș, când aripile vieții își destinde, făcând din zborul lui alunecuș. Și eu alunec, sângerez ca focul, sunt albatros în flăcări de cuvânt, ce zboară fiindcă nu-și găsește locul, într-un ocean de oameni pe pământ. Mă modelează timpul. Mă modelează timpul pierdut în înserare, ce oplește în ideea venită la întâmplare și sapă în cuvinte cu focul din privire ca să-mi aduc aminte de-a clipelor trăire. Mă modelează timpul, scurtându-mi o aripă, ce oplind în zborul care făcut era risipă și ramurile vieții din flori de lăcrămioare se pleacă la pământ și sufletul mă doare. Mă modelează timpul, cioplind în jurământul ce l-am făcut în taină azi noapte cu pământul și mi vorbește îndată de o altă întâlnire cu glasul din ecoul din ultima iubire. Mă modelează timpul, pierdut încet, încet, cioplește în ideea de a fi pe veci poet și sapă în cuvinte cu glasul din privire ca să-mi aduc aminte de-a inimii trăire. Atunci, în fața mea, din curcubeu coboară o rază de lumină ce sufletul măsoară și nu-mi găsește focul cioplit într-o idee și modelează trupul să fiu pe veci femeie. Năluci cu brațele de apă se numește următoarea poezie. Dacă am fi cu toții precum îndrăgostiții, șogalnici în privire și în suflet împliniți, am înțelege, poate, că suntem fericiții care trăiesc visând, că sunt mereu iubiți. Portretul vieții noastre, virtute de lumină, ar fi înălțat de îndată strălucitor spre cer, lăsând în urma lui o ardere senină trecând prin vântul nopții, prin ploi, ninsori și ger. Cu brațele de apă, năluci în agonie, întinse peste lume, rămase ca un nor, împironii pe crucea vieții nebunie,
în timpul ce ne trece prin cernerea de zor. Peste a nopții vamă, când se aprinde luna, văpaie de lumină cu ochii plini de foc, am împletit în suflet trăirile cu mâna și în fragedele clipe ne-am bucurat pe loc. Neantul dintre clipe, cu ancora în bernă, ar dezlega puterea cuvintelor din gând, când viața în trup se arată istovitor de eternă și anii curg prin mâneci, ducându-se pe rând. Dorințele din suflet, în pulber de tăcere, ar duce până la stele ecou întregii vieți și ar răsări înapoi cu a inimii plăcere, chiar dacă nu suntem nici cerșători, nici regi. Nimic nu-i la întâmplare. Nimic din ce trăim nu-i la întâmplare, chiar dacă în suflet focul stă aprins, chiar dacă avem vreun semn de întrebare, viața continuă să țină pasul întins. Analogii se fac din zori și până în seară și totul ni se pare fabulos, dar viața se topește ca o ceară ce lasă peste timp miros frumos. Iar când se arată ca o zi senină, sub teii ei să înflorim mereu, viața-și consumă seva de lumină, croind izvor de drum spre Dumnezeu. Oricum ar fi, nu te întrista, zâmbește, nu ține cont de-ai vieții mărăcini. În loc să iei în seamă, tu iubește, tăindu-i răul de la rădăcini. Nu mai contează clipa cum se trece, nici umbra unde dănțuie pe drum. Viața e un moment de nota 10, care se trece ca un fir de fum.